Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local din luna iunie. O ședință cu ordine de zi destul de mare, cu proiecte, spunem noi, de impact și amvergură asupra dezvoltării comunității. Doamna președintă, vă rog. În conformitate cu prevederile articolului 133, precum și în baza dispoziției primarului numărul 334 din 24.06.2021, declar deschise lucrările ședinței ordinare. Ați avut proiectul ordine de zi și cred că l-am studiat. Dacă sunt întrebări, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? În unanimitate. Trecem la punctul 2 al ordinii de zi, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 27.05.2021. De asemenea, l-ați avut la mapă, dacă sunt întrebări, nelămuriri. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? În unanimitate. Trecem la punctul 3, proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, precum și vacantarea locului de consilier local, ca urmare a demisiei înaintate de către doamna Stoica Alina Elena, din calitatea de consilier local, în cadrul Consiliului Local al orașului Dărmănești, județul Bacău. Domnul primar? Da, în 27 mai 2021, doamna Stoica Alina, având la acel moment calitatea de consilier local, în ședința Consiliului Local din luna mai și-a înaintat demisia. Conform codului administrativ, în prima ședință Consiliul Local constată încetarea de drept a mandatului și, sigur, vacantează postul. Suntem în această situație. Acest proiect de hotărâre urmează cursul conform legislației în vigoare. După aprobarea acestui proiect de hotărâre, domnul secretar va înainta judecătoriei și partidului din care face parte doamna Stoica solicitări pentru a, valida următorul consilier. Dacă aveți dumneavoastră întrebări? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Punctul 4 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Dărmănești, județul Bacău, pe anul 2021. Domnul primar, vă rog. Da, este o rectificare pozitivă. În primul rând, influența majoră în această rectificare constă în atragerea de noi fonduri PNE și amintesc aici proiectul pe care l-am semnat sau contractul de finanțare pe care l-am semnat recent pentru reabilitarea Casei de Cultură, un proiect finanțat din fonduri europene cu o valoare de peste 2 milioane de euro pe de o parte și a doua influență pozitivă este sau se datorează atragerii de fonduri prin Fondul Solidarității Uniunii Europene. O rog pe doamna contabil șef să ne facă scurte precizări, pentru că în detaliu am vorbit în ședința pe comisie. Deci, influența este de 3.985.000 lei. Se compune din venituri din prestări servicii pentru finanțarea cabinetelor școlare medicale, 41.500.000 lei. Sume din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, 258,95.000 lei. Subvenții de la bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică, 96,50.000 lei. Și proiecte cu fonduri externe nerambursabile, 3.588,05. Vreau să menționez că valoarea totală a proiectului pentru modernizarea Centrului Cultural Nemira este de 10.563.176,88 lei. Dar pentru anul, conform graficului de rambursare, suma alocată pentru anul acesta din fonduri nerambursabile este de 3.588,05 lei. La partea de cheltuieli, această sumă se repartizează astfel. Pentru fondul de rezervă, 130,50.000 lei. Pentru învățământ, 56.000 de lei, din care 40.000 lei pentru cheltuieli materiale, 16.000 lei pentru burse. La capitolul sănătate, cheltuieli de personal,
138.000 de lei. Aici este vorba despre necesarul pentru centru de vaccinare. La capitolul 67, la cultură, 3.588.000 de lei, deci pentru centru cultural Nemira, și pentru străzi, 72.500.000 lei. Acești bani, 72.500.000 lei, vor merge pentru următoarele obiective. Lucrări de întreținere și reparații strada energiei 3, 42.000 de lei, și lucrări de întreținere și reparații strada forestieră, 30.500.000 lei. Pe sursa E avem nevoie de o sumă de 5.000 de lei pentru achiziția unei pompe de alimentare cu apă pe izlazul Pânca. Această sumă de 5.000 lei am obținut-o astfel. Pe titlul 20, la cheltuieli materiale, avem minus 1.000 de lei, iar de pe lista de investiții avem o economie de 4.000 de lei la obiectivul achiziției autogrede și astfel am completat suma necesară achiziției acestei pompe. Mulțumesc, doamna contabil șef. Așa cum spuneați, o influență de aproape 4 milioane de lei pozitivă în bugetul anului 2021, în proporție de 90% dirijat spre investiții, proiecte de investiții. Dacă aveți întrebări, vă rog. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli. Cine este pentru? Împotriva abținerii, eu, deoarece bugetul local are în vedere și școala gimnazială numărul 2 de Târgoviște. Da, facem precizarea că avizele au fost favorabile toate în ședința pe comisie. Mulțumim, mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții, ESA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, construire sala de sport școlară, proiect pilot, din strada Muncii, oraș Dărmănești, județul Bacău. Este, spuneam la început, o ședință în care aprobăm noi proiecte de investiții pentru comunitatea noastră. Astăzi avem în vedere, în mod special, școlile și pentru Liceul Tehnologic Dărmănești, împreună cu Compania Națională de Investiții, derulăm un proiect de construire a unei săli de sport noi, în cadrul terenului pe care îl avem noi la Liceul Tehnologic. Și vedeți că la articolul numărul 1 aprobăm predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții a terenului situat în incinta liceului, în suprafață de 3.168 de metri, pentru a putea construi acest obiectiv. Amplasamentul este viabilizat la articolul 2. La articolul 3 asigurăm finanțarea de către Consiliul Local pentru, a cheltuielor pentru racordurile la utilități. De asemenea, Consiliul Local se obligă să asigure în condițiile legii suprafețe de teren pentru depozitare și organizare de șantier și ne obligăm să menținem destinația acestui obiectiv de investiții pe o perioadă de minim 5 ani. Deci sperăm, așa cum am avut discuții la Ministerul Dezvoltării și în cadrul Companiei Naționale de Investiții, că în perioada următoare acest obiectiv va fi, el se regăsește la acest moment, obiectivul în lista strateză. După predarea amplasamentului, sperăm și ne dorim ca acest obiectiv să intre în fazele următoare de evaluare și, sigur, sperăm în cursul anului 2022 să devină realitate. Dacă aveți întrebări legate de acest punct de ordine de zi. Menționez că avizele celor trei comisii au fost favorabile. Dacă nu, se pun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Unanimitate. Trecem la punctul 6 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției proprii aferentă cheltuierilor eligibile și neeligibile din bugetul local al UAT Orașul Dărmănești la program privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ. Pentru obiectivul de investiții, creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la obiectivul școala gimnazială numărul 2, Oraș Dărmănești, din strada Chimiei 62.
Este vorba de un alt proiect care are în intenție modernizarea școlii numărul 2, proiect pe care îl vom depune pe fondul de mediu. Sigur că noi avem parcurse etapele premergătoare pentru a putea să depunem acest proiect. La articolul 1 aprobăm contribuția financiară proprie din bugetul local pentru cheltuielile eligibile în valoare de 288.000 lei. Articolul 2 aprobăm contribuția financiară proprie din bugetul local al UAT Oraș Dărmănești pentru cheltuielile neeligibile în valoare de 627.287.000 lei. Articolul 3. Aprobăm contribuția financiară proprie din bugetul local în cuantum de 365.000 de lei. De asemenea, la articolul 4 ne obligăm să demarăm toate demersurile necesare pentru întocmirea documentației de atribuire și realizarea lucrărilor în conformitate cu legislația în vigoare. Practic, este un proiect care va moderniza din temelii școala numărul 2. Sperăm ca acest proiect să fie selectat în etapa de selecție pe fondul de mediu și, sigur, astfel să ne putem atinge acel obiectiv de modernizare a școlii numărul 2. Dacă aveți întrebări? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotriva? Eu mă abțin în calitate de director al școlii gimnaziale de Dărmănești. Proiectul a fost aprobat cu majoritate de voturi și abținere. Trecem la punctul 7 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare de visul general, indicatorii tehnico-economici și a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru obiectivul de investiții, construire și dotare corp nou, școala gimnazială numărul 1 din orașul Dărmănești. Este vorba de un proiect pe care l-am depus cu ceva timp în urmă pe POR, un proiect finanțat din fonduri europene, care a ajuns în faza de precontractare, desemnare. Este ultima etapă înainte de semnarea contractului de finanțare și sigur că la articolul 1 aprobăm cererea de finanțare și valoarea totală a proiectului în cuantum de 4.213.852,6 lei. Avem valoare eligibilă, valoare neeligibilă. Sigur, la articolul 2, contribuția proprie în proiect asume de 102.776,83 lei. Aprobăm documentația tehnico-economică, faza SF, indicatorii tehnico-economici, devizul general, bugetul proiectului și așa mai departe. Spuneam că înainte de a semna contractul de finanțare trebuie să dăm această hotărâre, ultima formă a proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare. Practic, toate modificările au fost făcute până acum în etapele de precontractare. Din acest moment, acest proiect de hotărâre vine să stabilească clar, așa cum am spus, indicatori, buget, deviz general, contribuția noastră, cât e eligibil, cât nu e eligibil și sperăm noi ca în termen de 2-3 săptămâni să putem semna contractul de finanțare pe POR pentru construirea unui corp nou. Suntem poate printre puținele UAT-uri din județul Bacău care au mers pe ideea de a construi un corp nou de școală. Și dacă vom reuși să ducem la bun sfârșit acest proiect, sigur că vom avea și în cartierul Bărătulești una dintre cele mai moderne școli. Dacă aveți întrebări? Dacă nu supunem la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine este... 15 voturi. A fost aprobat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de urgență în cuantum de 7.000 lei, constând în materiale de construcții, domnului Băcărașu Vasile, persoană aflată în nevoie socială cu domiciliul în sat la Apășomărul 4, oraș Dărmănești, în vederea refacerii locuinței afectate de incendiu. Menționez că toate avizele au fost favorabile. Da, câteva precizări am să fac și aici. În data de 24 iunie a avut loc un incendiu în cartierul Lapoș. Afectată a fost această familie Băcărașu Vasile. Gradul de distrugere destul de mare. Au rămas după o viață de om aproape fără nimic. Venim cu acest sprijin de 7.000 de lei
constând în materiale de construcții, în funcție de ce materiale crede dumnealui că are nevoie, va trebui să meargă la un depozit de materiale de construcții undeva, ne va aduce nouă documente justificative și vom deconta, așa cum spuneam, materiale de construcții în valoare, în cuantum de 7.000 de lei. E un mic ajutor, la acest moment nu avem o situație foarte roz vis-a-vis de buget, dar din puținul pe care îl avem, așa cum de altfel știți, la fiecare familie afectată de incendiu am venit cu o contribuție în măsura putinței noastre, vom ajuta și această familie. Dacă aveți întrebări? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? 15 voturi pentru. Urmează proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de urgență în cuantum de 3.000 de lei, constând în materiale de construcții, domnului Bartolomei Valentin, cu domiciliu în sat Plocul numărul 382, în vederea refacerii locuinței afectate de incendii. Este al doilea caz pe care l-am avut în luna anterioară, în luna iunie, în data de 17 iunie, a mai avut loc un incendiu în cartierul Plopul, la locuința familiei Bartolomei. În acest caz, distrugerile au fost mai mici. Sigur că și aici propunem un ajutor financiar de 3.000 de lei, constând în materiale de construcție. La fel și domnul Bartolomei va trebui să-și cumpere aceste materiale de la un agent economic autorizat și va trebui să vină cu documente justificative și noi vom deconta sumele respective. Dacă aveți întrebări? Spunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abține? 15 pentru. Trecem la punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a 3 loturi de teren aparținând domeniului public aluate orașul Dărmănești, număr cadastral 62.155, zona Târg Săptămânal, în vederea amplasării unor module comerciale. Este vorba de 3 loturi de teren, pentru care noi am avut contract de închiriere până și acum este valabil, de luna viitoare va expira contractul. Pe aceste locuri de teren, cei care au închiriat au construit niște module în care desfășoară activități economice în zona Târgului Săptămânal. Sigur că modulele sunt proprietatea domniilor lor, terenul este al nostru și pentru a putea să-și rezolve problemele privind racordarea la sistemul de energie electrică, trebuie să renuim acest contract de închiriere. Conform legislației în vigoare, aprobăm închirierea prin licitație publică. Vedeți dumneavoastră la articolul 2, aprobăm documentația de atribuire prin licitație publică conform anexei 2, aprobăm caietul de sarcini. Durata de închiriere va fi pe 5 ani, prețul minim de pornire este de 11 lei metru pătrat și an, avem pas de licitații și așa mai departe. Deci demarăm procedura pentru a se intra, zic eu, în legalitate, începând cu data de 1 iulie sau 15 iulie, când expiră contractul. Dacă aveți întrebări? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotriva? Trecem la proiectul de hotărâre privind aprobare implementării proiectului achiziție Buldo Excavator în vederea dotării serviciului administrarea domeniului public și privat din cadrul UAT orașul Dărmănești, județul Bacău. Da, facem parte din GAL Valea Muntelui. S-a deschis o nouă axă de finanțare acolo. Avem oportunitatea să obținem o finanțare de 33.000 de euro pentru a demara un proiect. În urma discuțiilor cu colegii din cadrul serviciului domeniul public și privat, am hotărât de comun acord să mai cumpărăm utilajul Buldo Excavator la primărie. Vom obține, așa cum spuneam, parte de finanțare din fonduri europene, AFIR și GAL, și diferența va trebui să o finanțăm din bugetul local. Valoarea eligibilă 33.097.000 euro. Valoare neeligibilă, adică ce cofinanțăm noi din bugetul local, 41.520.000 euro fără TVA. În urma analizei pe care am făcut-o, acest Buldo Excavator deservește atât rețeaua de drumuri pe care o avem pe raza orașului Dărmănești, cât și decolmatări la cursurile de apă.
Și avem, să știți, un număr destul de mare de cereri venite din partea cetățenilor pentru a închiria aceste utilaje pentru diverse lucrări. Avem un utilaj, un budoescavator achiziționat nou cu 3 ani în urmă, 2-3 ani în urmă. Cred că și al doilea, dacă reușim să-l achiziționăm, va rezolva mare parte din problemele pe care astăzi le avem și, sigur, pentru a rezolva în acest moment, închiriem anumite utilaje și costurile sunt destul de mari. Dacă sunt întrebări. Dacă nu, se punem la vot. Cine este pentru? Împotriva, 15 voturi pentru. Trecem la punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de autorizare, organizare, atribuire în gestiune delegată și controlul executării serviciului de transport în regim de taxi și în regim de închiriere în orașul Dărmănești. Da, vreau să vă precizez că legislația privind autorizarea, organizarea, atribuirea în regim de taxi a serviciului de transport în regim de taxi pe raza orașului Dărmănești s-a modificat, deci legislația s-a modificat și încă din 2019 noi trebuia să luăm, așa cum spuneam și pe comisii, măsuri privind actualizarea hotărârilor de Consiliu care reglementează această activitate. Practic, prin acest proiect de hotărâre, la articolul 1, aprobăm regulamentul de autorizare, organizare, atribuire în gestiune delegată și control executării serviciului de transport în regim de taxi și în regim de închiriere în orașul Dărmănești, conform anexei numărul 1. La articolul 2, numărul maxim, aprobăm numărul maxim de autorizații și copii conforme care se vor atribui autovehiculor pentru efectuarea serviciului de transport. La articolul 3, lista locurilor de așteptare a clienților conform anexei la prezenta. Articolul 4, tarifele pentru eliberare, vizare și prelungirea autorizațiilor. Articolul 5, aprobăm contractul cadru de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi și în regim de închiriere. La articolul 7, caietul de sarcini al contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport de bunuri și mărfuri în regim de taxi și, sigur, venim aici cu toate reglementările, inclusiv tarifele pentru serviciul de transport public de persoane în regim de taxi, conform anexei numărul 7 la prezent. Deci este un regulament care vine să completeze ce am avut noi până acum, conform legislației în vigoare și, sigur, să, în acest fel, să intrăm, să zic, în legalitate cu serviciul de taxi de pe roaza orașului Dărmănești. Dacă aveți întrebări. Dacă nu, supunem la vot, cine este pentru? Împotriva, cine este pentru? Și ultimul proiect de hotărâre. Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință începând cu luna iulie. Sigur că acest proiect de hotărâre, așa cum spuneam pe comisie, îl aprobam în preambulul ședinței respective. De această dată venim, ținând cont de concedii și, eu știu, perioada de vară, propunem alegerea președintelui de ședință al Consiliului pentru perioada de 3 luni, iulie-septembrie 2021, în persoana domnului consilier Cotfas Mihai. Avem o regulă în ordine alfabetică, o știm foarte bine. Astăzi, conform regulamentului nostru sau regulii pe care am stabilit-o la începutul mandatului Consiliului Local, este domnul Cotfas Mihai. Dacă sunt întrebări, dacă nu supuneți la vot. Cine este pentru? Mihai se abține, da, o abținere. Mulțumesc foarte mult. Două, trei precizări la diverse. După care, dacă sunt probleme, vă rog să ni le aduceți la cunoștință. În primul rând, vreau să fac un apel către cetățeni privind colectarea selectivă. Știți că am discutat foarte mult legat de posibilitatea de a colecta aceste deșeuri selectiv. Am dat drumul la această procedură și am distribuit în anumite cartiere a doua cuvelă. Se pare că efectul pe care noi l-am scontat n-a fost atins, în sensul că în urma primei acțiuni de colectare s-a strâns o cantitate mică de deșeuri colectate selectiv.
Reamintesc aici că acțiunea de colectare se va desfășura de două ori pe lună, conform următorului program, în luna iulie, în data de 12.07 și 26.07. Colectarea începe în Calea Trotușului, Dărmăneasca, Centrul Energiei, Poiană, Colonie, Sălătruc și acolo unde au fost distribuite cubele pentru deșeuri reciclabile. Deci peste tot, în zonele unde s-a primit a doua cubelă, rugăm cetățenii ca în luna iulie de două ori, deci așa cum am spus, de două ori pe lună, în data de 12 iulie și în data de 26 iulie vor avea loc acțiuni de colectare, adică mașina Romprestului, mașinile Romprestului vor veni și vor colecta doar în zilele respective, doar deșeuri reciclabile. Avem și luna august, în data de 9 și 23. Acest anunț îl vom pune din nou pe toate media, dumneavoastră în calitate de consilier, vă rog să vă... Este pus, da? Distribuiți-l și în felul ăsta să-l conștientizăm, pentru că cantitatea de gunoi menajer a crescut foarte mult, iar cantitatea de reciclabil este mică. Deși am făcut niște eforturi destul de mari împreună cu Romprestu, împreună cu Abisu, am distribuit mii de cubele, continuăm acest proces. Se pare că încă, v-am spus, nu ne atingem țintele pe care ni le-am propus, acelea de a crește, nu știu, 10, 12, 15 tone lunar de deșeuri reciclate. Pentru că avem toate condițiile în acest moment. A doua... Avem și pe electrocasnice ce se fac, vedeți, avem al doilea anunț aici. Am spus că în data, de exemplu, noi am avut în data de 19 iunie, am colectat deșeuri voluminoase, deșeuri de echipamente electrice, DDE-uri, deșeuri periculoase, din deșeuri menajere și am avut puncte. La școala gimnazială numărul 3, la școala numărul 2, am dat ore, am spus unde, la liceul tehnologic. Deci vom reface aceste anunțuri, da? Pentru ăsta este valabil pentru luna iunie. Am sprijinit oamenii să aducă. Grădită fixă, să fie deciul nu numai în zilele respective. Am sprijinit oamenii să aducem în punctele de colectare. Deci noi am pus mașini la dispoziție și am adus acolo unde am știut, am lansat aceste deșeuri, pentru că poate sunt persoane în vârstă care nu pot să se deplaseze. Dar nu nici cu ce să-și transporte în frigider, o mașină de spălat. Chiar dumneavoastră ați venit. Deci toate persoanele care au asemenea deșeuri, echipamente electrice, mașini de spălat, frigider, eu știu și în ce vor să le dea la acest program, să zic, da, și nu au capacitatea să le transporte, sau în ziua respectivă când se face colecta, nu sunt acasă, poate sunt la servici, pot lua legătura cu domnul viceprimar, pune la dispoziție sprijin logistic și nu numai, în așa fel încât să putem colecta aceste deșeuri voluminoase. Aș vrea să mai fac un apel tot către cetățeni legat de conectarea la serviciu de canalizare. Avem nenumărate discuții cu cei de la ADIV, cei de la CRAB, pentru că am închis acest proiect de canalizare și nu sunt atinși acei indicatori de performanță în sensul de a ne conecta la canalizare. Foarte mulți dintre cetățeni evită conectarea la serviciul de canalizare, dar este o obligație conform legislației în vigoare. Avem la acest moment canalizarea este funcțională, stația de epurare este funcțională. Dacă mai sunt sincope undeva, înțelegem, dar ideea este să ne conectăm undeva 90% și după aia să vedem cu aia 10% care au probleme deosebite. Deci în regim de maximă urgență fac un apel către fiecare cetățean să-și rezolve problema de conectare la canalizare. Există sprijin din partea autorității publice legat de acel aviz pe care cei de la CRAB-ul emit, nu e contracost, dăm doar câteva date de tehnice, să zic, unde trebuie, la ce cămin trebuie să se lege cetățeanul, ce adâncime și așa mai departe. Suntem în program de modernizare destul de accelerat, să zic, a străzilor. Avem și aici probleme pentru că
constatăm după ce asfaltăm că sunt cetățeni care vor să se racordeze la canalizare și sunt cumva împotriva ideii de a sparge acel asfalt și de a ne conecta. Toți cei care nu s-au conectat la canalizare înainte de asfaltare vor suporta costuri suplimentare pentru că se vor face subtraversări, deci nu vom sparge asfaltul ca să se lege X sau Y, vor trebui să plătească din buzunar în plus pentru a face cele subtraversări. Deci continuăm cu procesul ăsta de modernizare a străzilor și rugămintea mea este în regim de maximă urgență să se facă această conectare. Poate că cei de pe Popasului, deja Popasului și Bujorului, astăzi turnăm asfalt, cei care nu s-au conectat deja vor avea costuri suplimentare. Dar strada Minerilor va intra curând la modernizare, strada Stejarului, extinderea Pechimiei, în spatele bisericii noi, bisericii de piatră, strada ce avem rest de Nemira, strada Arțarilor, mai avem câteva străzi aici în partea de jos, deci toate aceste străzi care astăzi, Prieteniei Florilor, aceste străzi care astăzi sunt din piatră, în proiectul nostru, până la sfârșitul anului, ar trebui să le modernizăm. Rugămintea mea este ca pe aceste străzi, în regim de maximă urgență, să se facă racordarea la canalizare. Un ultim apel. Am văzut că, eu știu, centrul de vaccinare de la Plopu a scăzut activitatea vis-a-vis de, eu știu, numărul vaccinurilor care se fac acolo. Încă un apel către cetățeni, cei care știți că aveți probleme de sănătate sau care poate doriți să vă vaccinați, încercați să folosiți această oportunitate, centru de la Plopu. Am avut discuții cu Direcția de Sănătate Publică și în condițiile în care vor scădea sub 20 de vaccinuri pe zi, vom avea în prima etapă activitate restricționată acolo, adică vom lucra 5-6 ore pe zi, după care e posibil să se închidă și centru din lipsă de cetățeni. Iar cei care vor dori să se vaccineze, va trebui să meargă în alte localități, la alte centre și așa mai departe. Deci, rugămintea mea, n-ar trebui să ne culcăm pe ureche și să spunem că pandemia s-a încheiat. E bine să ne protejăm și cei care vor să o facă, să o facă acum. Nu va mai dura mult și acel centru, din lipsă de, eu știu, solicitări de vaccinuri. Mulțumesc. Dacă aveți ceva întrebări punctuale, vă rog. Domnul Mărea. Domnul primar, vă rog să vă dați cunoștință faptul că în urma unor discuții avute cu cetățenii din cartierul Triaj, există o stare de nemulțumire referitor la starea drumului. În acest sens, vă rog să verificați dumneavoastră personal sau printr-o persoană împuternicită de dumneavoastră, pentru că acest lucru de mai mult timp este în discuția cetățenilor. Aș vrea să vă și răspund aici. Nu am picat în permiteți. Deși le-am spus dânșilor că am înțeles că acolo există acea problemă cu gatele. Da. Da? Și nu? Ei totuși vor ca să fie reabilitată cât de cât partea carosabilă pentru a se putea circula în condiții normale. Da. Deci aici, în cartierul Triaj, nu mai în cartierul Triaj, noi avem lucrări de reabilitare, de extindere a rețelei de gaze. S-a introdus conducta principală. Ar trebui ca în perioada următoare cei de la Delgaz să facă raporturile cetățenilor. Lucrul ăsta tot întârzie și întârzie motivat de faptul că racordarea conform legislației este gratis. Oamenii nu plătesc nimic. Iar cei de la Delgaz motivează că nu ar avea atâtea resurse financiare să facă raporturile la nivel de zonă. Și eu am supus atenție la acest lucru. Astăzi am trimis un autogreder, am făcut lucrări de reabilitare. Cred că la momentul discuției noastre este în cartierul Triaj, chiar acolo, și facem cât putem cu acest autogreder și vedem ce piatră punem pe aceste străzi, dar e posibil ca mâine sau peste o săptămână sau peste două săptămâni din nou să răscolim și să facem acele raport. Același deci cu siguranță am spus și eu de da. Tot în această ordine de idei,
pe strada Valea Marului, mă rog, la fel, un utilaj care să fie obținut de partea carosabilă. Deci, cu siguranță, zilele astea, cât ne permite vremea? Noi am închiriat utilajul, în momentul în care plouă sau e vreme, n-are rost să lucrăm, cu mai mult stricăm, da? Referitor la racordarea la canalizare, vă rog să luați în vedere faptul că deja vă le spunem noi cetățenilor, dacă nu există o notificare din partea autorității, nu cred eu că o să putem să nici o tragem la trimis, răspunde. Să știți că am trimis 3 sau 4 notificări până la acest moment. 3 sau 4 notificări. Le-am distribuit cu poliția locală și... Da. Deci mai o să mai reluăm o dată notificarea, dar ideea este ca oamenii să înțeleagă cu precizarea că dacă vor fi asfaltate sau îmbunătățite cu siguranță. Care vor suporta cheltuieli din proiect. Deja avem probleme. Avem probleme de genul ăsta, da? Când cetățenii n-au făcut raportul la timp, între peste o lună sau două am asfaltat strada, așa cum vin la noi ca să tăiem strada. Cu siguranță nu vom tăia, ci va trebui să plătească suplimentar. Da. Mulțumesc. Domnul Milea, am scris la public. Sunt cetățeni nemulțumiți cu canalizarea, că trebuie să-și pună niște pompe sau în curtea mai jos, casa mai jos decât canalizarea de pe strada. Să știți că am ridicat această problemă la cei de la CRAB. Sunt două componente. Dacă în proiectul inițial nu era prevăzută acea fosă sau cea e acolo, eu cred că cetățenii nu au nicio vină, pentru că proiectul era prevăzut într-un fel, lucrarea a fost executată în alt fel. Vorbeam la început de acei 10%. Sunt 10% din cetățeni în situația asta. Pentru cei 10%, nu știu, va trebui să discutăm împreună, să vedem, pentru că e nevoie de investiție suplimentară făcută de cetățean. Vom cere punctual, în situații de genul ăsta, și punct de vedere de la CRAB, să ne spună cum era prevăzut în proiectul inițial și de ce s-a ajuns la altă soluție tehnică. Și în funcție de răspunsul pe care îl vom primi, cu cetățeanul de comun acord, vom găsi o soluție. În zona pe strada Chimie, în zona clubului, știți problema acolo? Da. Când unii cetățeni aia sunt afectați, că nu-i făcut șanțul bine. Și zice că ar trebui să facem noi șanțul ăla, dar probabil ar trebui să-l canalizăm și până ăla, în spatele clubului. Deci, găsim o soluție acolo, la fiecare viitură din asta, știți ce se întâmplă. Deci, la club am căutat o soluție pentru pârâul ăla. Cu siguranță vom interveni noi să reabilităm și pârâul din stânga sau șanțul din stânga și cel din dreapta. Problema, odată reabilitate cele două șanțuri, nu rezolvăm problema. Vom muta apa din zona clubului, mai la mare în zona familiei Ardeleanu sau cei care sunt. Pentru că capacitatea de preluare a colectorului din zona familiei Ardeleanu, cel care trece subteran, nu este... Soluție să continuăm cu șanțul ăla făcut. Păi Chimiei care coboară în Poiană. Va trebui să găsim o soluție acolo. Dacă merge acolo, până acolo și-ar prelua apa de pe pârâul ăla, la ambele... Suntem în faza de analiză, să vedem ce soluții găsim acolo, pentru că avem două, trei zone și mai e și cazul de la Sălătul, de la familia Bidiga și acolo am găsit o soluție. În momentul în care plouă peste, așa cum am avut în perioada, peste 50 de metri, litri pe metru pătrat, deja avem o problemă și nu fac față capacitățile pe care le avem acum. Domnul deci, primar, trebuie să găsim o soluție acolo. Am înțeles. Ar trebui, cred că, să luăm foarte în serios problema câinilor comunitari. Părerea mea este că din bugetul pe care îl avem, să luăm o modificare de buget, să acordăm o sumă, să construim un padoc după legile în vigoare, ca să nu fie probleme, să constituim echipa de carisaj. La momentul ăsta suntem un pic asfixiați. Am să vă răspund și aici ce soluție am identificat. Noi suntem la acest moment la semnarea unui parteneriat între OAT și o asociație care gestionează adăposturi de genul ăsta, vor ridica de la Dărmănești câinii pe care îi capturăm noi, îi vor duce în acea asociație, în acea locație care este autorizată și așa mai departe. Am discutat de mai bine de o lună, cred că, problema asta cu câinii. La acest moment avem o
o problemă cu iubitorii de animale care nu înțeleg că acei câini trebuie să și țină în curte, pentru că sunt foarte mulți câini care provin din niște adăposturi clandestine de pe raza orașului Gărbănești. Avem niște iubitori de animale care așa înțeleg să rezolve problema, având 200-300 de câini într-un adăpost neautorizat și când nu mai au resurse sau ce nu mai au ei acolo, încarcă în mașină 20-30 de câini și îi lasă pe domeniu. Deci asta este una din noi și unii dintre ei sunt agresivi. Și sunt cazuri când s-au repezit la copii pe stradă, știu. Nu vă mai povestesc, femeile bătrâne, nu vă... Noi am recuperat în mare parte din acești câini. Am avut un caz pe Ghioceilor, când o doamnă de pe strada Ghioceilor avea 5-6 câini agresivi în curte. Am trimis persoana care a autorizată să captureze acei câini. După aia a făcut o plângere la o asociație de iubitori de animale. Poate v-ați uitat pe Facebook, ne-a... că nu știu ce facem noi, după care a revenit doamna și a spus, nu, domnule, eu am solicitat să mi se ridice câine. Adică suntem într-o, ca și cu urși, ca și cu unii vor într-un fel, alții, dar cred eu că având un parteneriat cu această asociație care cu asta se ocupă, vom plăti tot ce ține de banii de strângere. Până în acest moment n-am predat niciun câine, pentru că am făcut acel protocol ce avem noi, după semnare cu siguranță vom face. Dar trebuie probabil un nou singur, un echipaj, o mașină, cum... Deci, dacă e asociația autorizată, știu ce au de făcut. Noi ne obligăm să capturăm. Capturăm, pentru că avem persoană autorizată, avem pușcă cu tranquilizant, avem mașină, ce avem noi acolo. Dumnealor să ne-i poată preluați, vedem ce costuri înseamnă, va trebui să aprobăm tot în Consiliul Local costurile cu întreținerea acestor câini, că nu-i ține nimeni deja. Da. Mulțumesc. Dau cuvântul în continuare domnului de Brețini. Da, am văzut că deja au început lucrările de asfaltare pe strada Vizorului și pe strada Popasului. Luni am fost să văd și eu ce se întâmplă prin zonă și am constatat unele nereguli pe care vorbi de aduc la cunoștință și dumneavoastră. Am găsit locuri la tornate cu asfalt, unde lipsea asfaltul, practic, aproape. Mai mult decât atât, s-au plâns locuitorii de pe Bujorul, știți, problema cu apa care vine. Le-au inundat beciurile, au probleme acolo, trebuie găsit o soluție cât de cât. Pe moment, deocamdată, că am înțeles că o să fie un proiect, este prins și o canalizare acolo, dar deja au sărit oamenii pe mine, când m-au văzut, da, ești consilier acolo, haideți să vedeți ce înveți la mine. Și am constatat unele probleme. Dacă se poate interveni cu o pompă, măcar să le scoate apa din beci oamenilor. Domnul consilier, în urma inundațiilor care au avut loc la Gărbănești, poate ați aflat că au fost 2-3 săptămâni de coduri roșii, portocalii și așa mai departe, peste 100 de familii din Gărbănești au avut apă în beciuri, curs și așa mai departe. Am intervenit și vom interveni în continuare. Cetățenii care au apă în beci, în urma ploilor abundente, să facă o solicitare la primărie și noi trimitem mașina de pompieri, pompă și așa mai departe. Domnul primar, deci, timp de două minute. Timp de două săptămâni, asta am făcut continuu. Și la ora 12 noaptea și la ora 3 dimineața și colegii mei și eu și duminica și sâmbătă și tot felul de... Am avut și aici cetățeni care stăteau după gard duminica și n-au ieșit cu o lopată să-și curețe șanțul, iar cei de la primărie, câți au fost, puțin sau mulți, făceam noi treaba asta. Deci, în primul rând, vreau mai mult din partea cetățenilor să contribuie fiecare, măcar să-și tundă iarba de la poartă, măcar să-și curețe șanțul pe care îl au la poartă, pentru că deși am trimis zeci, sute de notificări cu poliția locală pentru a-și curăța, eu știu, șanțul și podețul din fața casei. Unii au înțeles, unii n-au înțeles. După care se plâng. Concret, pe strada Bujorului. Nu știu în zona în care dumneavoastră ați constatat că nu există asfalt. Puteți să faceți o hârtie scrisă. Nu este recepționată lucrarea acolo. Noi testăm prin probe. De care acolo avem lucrări de reparații și întreținerea străzilor. Nu știu situația asta pe care ați văzut-o, dar faceți o hârtie scrisă din punctul respectiv. Vom
astăzi vor finaliza de asfaltat acolo, vom lua o probă de carotă și dacă nu e în regulă, nu plătim. Tot legat de strada Bujorului, da, sunt niște cetățeni care se plâng acolo că le intră apa în curte. Le recomand acelor cetățeni să păstreze o lățime a străzii cât de cât normală, pentru că acolo noi, în Dărmănești, avem probleme, intrăm pe niște străduțe pe care nu ne mai putem întoarce. Dacă ne-am întâlnit cu unul pe acolo, toată lumea a ieșit cu gardurile în drum, toată lumea a tot felul de lucruri au invocat acolo, pe terenul de la mama, pe o stradă care are 3 metri lățime, nu avem cum să facem niște lucrări de anvergură. Modernizarea unei străzi presupune un anumit ecartament, o anumită lățime a străzii, da? Avem parte carosabilă un 5 metri, avem o rigolă stânga-dreapta. Dacă veți întreba acei oameni care s-au plâns la dumneavoastră, dacă sunt dispuși să dea gardul cu un metru în spate pentru a face o rigolă betonată, acolo veți vedea că nu sunt de acord. Nu, oricum, pentru că ei deja sunt cel puțin cu un metru și ceva, da, sub nivelul străzii. În momentul de față, noi modernizăm acea stradă, turnăm asfalt. Dacă vom avea, și am încercat să ne retragem pe o parte, să vedem un șanț betonat cum putem face acolo, dacă vom avea capacitatea tehnică de a face acel șanț, îl vom face în perioada următoare. Dar să știți că mulți din cetățenii respectiv au invocat faptul că era foarte mult glor pe străzile respective și cred că asfaltul vine să cumva să le rezolve parte din probleme. Dacă, repet, în perioada următoare vom avea resursă financiară, intenția noastră este să facem și un șanț betonat, am avut și acolo discuții, să nu fie șanțul pe stânga, să fie pe dreapta, ca să nu moară capra vecinului din stânga, să moară ăla din dreapta și tot felul de lucruri. Ideea noastră trebuie să modernizăm aceste străzi, să găsim soluții la problemele cetățenilor și să aplecăm mai puțin urechea la plângăcioși. Da, ideea este că la faza cu asfaltul am văzut eu. Faceți o hâtie scrisă acum din punctul respectiv și mâine trimis să iau probă de carotă. Altă problemă este cu ieșirea din părți. Am vorbit cu cei care erau acolo, au zis că acei constructori nu le-au promis să le facă ieșirea din părți. Nu este prins în proiect ieșirea din părți. Noi ascultăm străzi cu parte ieșirea. Noi turnam, să zicem, 15 cm de asfalt acolo. Ei cum mai poate ieși din curte? Deci fiecare va trebui să-și asigure ieșirea din curte, cum și-o asigură toți ceilalți care, da? Deci nu asfalta curtea nimănui, nici... Nu de asfalta curtea, dar de curtea, măcar de tasat în zona respectivă, da, se poate ieși din curte. Să-mi dați scris cei care s-au plâns concret, că nu mai pot ieși din curs, că am asfaltat. Să nu ca să știți să le duce să vedem acolo. Cei care s-au plâns, la locului, verific, eu am fost, cu siguranță am fost și am văzut ce acolo, da. Voiam să vă adaug ceva, apropo, și eu locuiesc într-o zonă unde vine apă în veci. Dar nu le-am chemat niciodată în primăria să mă zice. Am cumpărat o bombă, 100 și ceva de lei, până de 100 de lei, și o am permanent în veci. Când nu vine apă în veci, bag în priză și scot furtun. Asta e soluția, că dacă plouă, nu putem opri și ploaia, nu putem de aia, nu știu, nu mai punem altă plumă. Nu cred că primăria e vinovată pentru așa din veci. Ne-am ocupat și ne ocupăm de fântânile de pe domeniul public și vreau să vă spun că am avut o discuție, o ședință, o întâlnire cu Direcția Sănătate Publică, au venit la Dărmănești, ne-au dat ca măsură urgentă, în primă urgență, să curățim toate fântânile, pentru că sunt oameni care folosesc apă de la fântâni, le-am decontaminat, din nou am scos apa conform procedurilor și colegii mei de la serviciul situației de urgență zilnic sunt pe teren. Și la acest moment primim telefoane de la cetățeni să-i sprijinim să scoată apa din curți, din beciuri, din anexe. Mergem și facem treaba asta. Deci, cei care n-au posibilități, poate sunt oameni care n-au posibilități financiare să-și cumpere o pompă sau sunt oameni bătrâni sau nu pot sau mai știu ce, sune, vă rog, la primărie, trimitem un echipaj acolo și... Problema trebuie să facă o cerere de dumneavoastră că sunt... Și un telefon. Deci, normal, ar trebui o cerere, pentru că noi punem în spate să decontăm cu carburant ce avem noi și orele și mai e ceva. În mare parte folosim mașina de pompieri. E posibil ca atunci să fie și o intervenție la un incendiu. Nu venim la ora 5, venim a doua zi la ora 6 sau mai știu eu ce. Dar o cerere este obligatorie să o avem în spate. Poate problema ar mai fi cu șanțul de la șoseaua națională. Chiar și acolo, prin față, pe la noi, toată apa se scurge în curți, în asta,
ce putem face? Deci șansul de la drumul național nu putem decât să-l decolmatăm, orice fel de intervenție pentru lucrări. El a fost nivelat când a fost să facă canalizarea și apoi au fost făcute niște săpături pentru a trage curent electric. A fost acoperit și toată asta... A fost înfundat șansul ăla. Da. Cei care au făcut canalizarea n-au mai lăsat terenul cum trebuia. Era bine să fi intervenit și atunci când erau acolo, să le fi spus, domnule, lăsați șansul. Am intervenit, da. Da. Deci, repet, la nivel de drum național, noi vom intra doar cu acea lucrare de decolmatare. Încărcăm acel pământ mult ce e acolo, pentru că nu suntem avizați să facem lucrări cu autorizație de construire, betonări, șanțuri și așa mai departe. Pe teren, acel teren este al drumurilor naționale, nu este al primăriei. Noi intervenim pe domeniul public sau privat al UAT-ului. Acolo facem o lucrare de decolmatare și rămânem la nivel de decolmatare. S-a înscris la cuvânt și domnul Stoic Adrian. Să vă rog să veniți, când puteți. Sunt mai curând. Știu că nici vremea nu ne lasă. Pe străzile, pe strada Castanilor, la fel, fiindcă s-a intensificat și traficul cu mașini mai mari pentru strada ocolitoare, de șosea ocolitoare, e problematic acolo de circulat, s-au făcut niște denivelări destul de importante. Și pe Garofiței, la fel, e o străduță micuță, dar s-a copățit, de deci pe mijlocul străzii este destul de sub nivel. Și oamenii și când plouă trebuie să neancăreze marți. Deci, pe străzile de piatră, mai ales în urma inundațiilor, au fost afectați la Dărănești 45 de kilometri de străzi. Valoarea pagubelor în urma inundațiilor de săptămâna trecută se ridică la 10 milioane de lei. Adică 100 de miliarde de lei vechi au fost pagube produse în urma inundațiilor. În mare parte aceste pagube s-au, regăsit pe drumurile balastate. Am avut și rigole rupte, am avut și diguri și ce am mai avut noi acolo, cursuri de apă și așa mai departe. Vorbim doar de pagubile care sunt 10 milioane de lei, 100 de miliarde pe domeniul public și privat al UAT-ului. Nu vorbim de proprietățile oamenilor. Sigur că nevoia este de a interveni pe toate aceste străzi. Și am vorbit și la prefectură, a venit comisia aia de evaluare a pagubelor, aveam acel proces verbal, în procesul verbal este trecută suma de 10 milioane de lei. Vreau să vă spun că din resursele pe care le-am avut, am intervenit, intervenim în continuare, am terminat și stocul de motorină pe care l-am avut, v-am spus, am intervenit noaptea la 1, la 2, la 3 dimineața, cu toate utilajele și cu toți oamenii pe care aveam în primărie, disponibil, la ora 2 noaptea făceam ședințe prin cartier cu 15-20 de oameni în regim de urgență. Sperăm ca Guvernul României, așa cum am avut discuții cu premierul săptămâna trecută, să dea o hotărâre de guvern, să ne sprijine financiar, pentru că altfel nu avem cu ce interveni și vreau să fiu bineînțeles, pentru că dincolo de resursa financiară, nici timpul fizic, n-ai cum să intervii, pentru că vedeți că la ora 10 sunt 35 de grade și la ora 12 sau 14 avem cod portocaliu sau roșu de ploi sau cod hidrologic. Sunt în atenția noastră, intenția este să intervenim pe toate drumurile balastate, să le putem face circulabile și cetățenii să circule în condiții de normalitate. Sperăm să primim și un ajutor financiar ca să ne putem achita facturile, pentru că pentru 45 de kilometri de drumuri, de rețele locale, de drumuri balastate, faceți un calcul doar cu 5 cm de sort, să vedeți ce cantități, ce volume de metri cub de sort avem nevoie și câte ore de utilaj, de funcționare și așa mai departe. Le avem în atenție, nu ne plângem, le gestionăm. Bine că n-au probleme mai grave, așa cum au avut colegii noștri din alte UAT-uri, cu răbdare și cu, sigur, înțelepciune, putem să ne atingem aceste lucruri, aceste obiective. Mâine, cu siguranță, nu vor fi finalizate și oricare ar încerca să spună că mâine trebuie rezolvate alea, îi voi răspunde cu sinceritate că n-avem. Dar zilnic suntem în teren, zilnic intervenim la problemele pe care le avem.
Dau cuvântul și domnul consilier Chiper. Problema de la sesizări acolo la în Cursieni. Este balastierea mea acolo și cetățenii se plâng că tot sapă din mare către sat. Am avut o discuție cu cei de la Apele Române și, repet, am fost acolo în teren și cu reprezentanții SEGHEA și cu reprezentanții ISU pentru a, eu știu, calibra exploatările de balast. Când am venit Rotușul Mare, am mult în zona triajului foarte mult, ați văzut acolo, au descoperit și niște, viitor a descoperit niște conducte de gaze care cumva pun în pericol cetățenii de acolo din zona. Sigur că perimetrul a fost autorizat înainte de a se întâmpla viitorul ăsta. M-au asigurat cei de la SEGHEA că vor recalibra acel perimetru în funcție de, eu știu, cursul apei. Am ridicat problema asta și eu sper să, sper să fie înțelegere. Și încă o problemă. Aici, la locul de astea, m-au sesizat niște prietenii mei, au plăcut fi, am avut discuții cu constructorul, l-am trimis acolo direct în momentul când au sunat și pe mine acei cetățeni. Am vorbit cu constructorul, am înțeles că au venit de comun acord cei acolo. Se pare că din cauza ploilor foarte puternice care au venit, apa a trecut prin lambriul de lemn care este bătut acolo la acel bloc și din cauza asta sau nu e problemă de acoperiș, nu e problemă de tablă nepusă corespunzător, ci din cauza ploilor foarte abundente și a furtunilor care au fost, apa a pătruns prin lambriul lateral al acoperișului și din cauza asta sunt. Dar am înțeles că au agreat de comun acord și își rezolvă problema. Dacă nu mai sunt probleme, mulțumesc, vă doresc o zi bună în continuare și aveți grijă de sănătate, că e foarte important. Mulțumesc foarte mult! Declar închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local de astăzi, miercuri 30 iunie. Vă mulțumesc pentru participare. Vă fiți frumoasă! Thank you.